dacă n-am mai vorbit de mult despre cineva aici pe Vike, se pare că în sfârșit a venit momentul să o fac din nou. Stai, ce? Salutare lume și bine v-am găsit din nou pe acest canal. Na, dacă încă nu sunteți abonați, noi stați să o faceți chiar acum și da, se apropie Crăciunul, Revelionul, alea și artiștii încep să-și lanseze ultimele piese pe anul ăsta cam nou. Să aveți și voi ce asculta la chefuri de sărbători și cum trapul devine din ce în ce mai bang la noi în țară. Astăzi vorbim despre un puș super talentat cu un mega potențial, cel puțin așa se vede din ultimul lui videoclip pe care tocmai l-a lansat, King Kong. Acum King Kong ca și King Kong, dar să spună cineva dacă tipul ăsta nu zici că e asiatic, să mor, bă, nu știu. Mă uitasem la videoclipul lui și mi-am amintit Bruce de Rich Brian. Duce puțin alucul ăla de asiatic sau poate sunt eu nebun, who knows. Dar lăsând acum aparențele deoparte, tipul ăsta chiar este talentat și chiar are potențial. Desigur, rezultatele cu siguranță vor veni în timp dacă se ține de treabă, dar la cum pare să intre tipul ăsta pe piesă, e clar că treaba va fi serioasă. Și acum, dacă tipul ăsta nu avea o zeama lui, nu mai aveam clip și pe WhatsApp. Deci ce zic, piesa este trap autentic românesc vibe și desigur mare antureală de videoclip realizat frumos de un Freelux și nu în ultimul rând de Aurelian. Deja v-ați obișnuit cu vibe-ul Freelux, so deap, e clară situația. Bă, deși videoclipul ăsta e unul basic, simplu, piesa chiar te ține în priză pe tot parcursul videoclipului. Și ce am mai observat la puștanul ăsta este faptul că pe lângă flow și autotune, tipul chiar are dume. Și da, nu o să stau să le înșir aici, că nu vreau să vă dau spoilere vis-a-vis de versuri, dar o să vă las un link de la piesa în descriere ca să o adăugați și voi în playlist. Credeți-mă, chiar se merită acum. Probabil unii dintre voi vă întrebați: "Bă, Bacuvea, dar tu de ce faci din când în când asemenea vikesturi în care promovezi diferite piese, videouri sau artiști?" Și pentru că știu că întotdeauna apar abonați noi aici pe canal, trebuie să mă explic de fiecare dată, pentru că da, sincer să fiu, mă simt responsabil de ceea ce postez aici pe canal și totodată mă simt responsabil vis-a-vis de voi, comunitatea mea de aici. Stați aici geană de fiecare dată când urc un vikest și nu numai. Bă, pentru că cine nu știe, eu din când în când mai fac promovări aici pe canal sau pe pagina de vikest celebrity sub formă de astfel de vikesturi sau postări. De ce? Păi în primul rând le dau unor oameni șansa să se afișeze cu ceea ce fac, atâta timp cât ceea ce fac ei este și pe placul meu. Iar în al doilea rând, aceste vikesturi sunt, după cum am spus, mereu sponsorizate. Acum, revenind la Pragma, mă simt puțin ciudat că abia acum îi folosesc numele de artist, Pragma, da. Puștanul ăsta este Pragma și probabil nu i-a folosit numele până acum pentru că nu mi-a venit, știți și voi, eu îmi fac episoadele freestyle, nu stau prea mult să le gândesc, adică am un script foarte, foarte basic și îmi place să iasă natural și pe vibe. Dar da, revenind la Pragma și la trapul lui de King Kong, piesa asta chiar merită băgată în playlist. Am văzut că mai are o piesă lansată la el acolo pe canal, mai veche, nu era deloc nici aia, doar că acum cu asta sunt sigur că el își va da seama că și-am trecut așteptările. Bă, sunt foarte curios ce vibe o să vă dea și vouă piesa. Cât despre acest Pragma, sincer să fiu, nu știu prea multe încă despre el. Știu doar că este co-founder unui nou proiect, Chaotic Records, și sper doar să se țină de el și să-i meargă din ce în ce mai bine în continuare. So, yeah. Ca sfârșit de weekend, vă las un link în descriere spre videoclipul lui. Mergeți acolo el și dacă vă place ceea ce face, nu ezitați să-i lăsați și un feedback. Puteți să comentați pe acolo și că ați venit de la mine, că nu e nicio problemă. Știți foarte bine că eu de fiecare dată v-am recomandat artiști talentați și da, până data viitoare, vă mulțumesc mult că sunteți alături de mine. Urmează videoclip nou curând aici pe canal și vă pup!